Ai, așa mult timp pentru prietenii și conversații cu lucru, una alta, știți voi cum e, cred că femeile care sunt măritate și așa. La Iana, locuiești în sectorul Ciocana? Da, locuiesc în sectorul Ciocana la momentul actual, dar pe viitor, probabil, în cel mai scurt timp, a să mut, dar nu știu unde a să mut încă, în ce sector, pentru că sora mea este în relație și deja vrea să trăiască cu iubitul ei, trăiesc și na, trebuie și eu să le las în intimitatea lor, că nu e ok să viu pe capul lor. Așa, mai departe, o cunoști pe Costețchi Daniela Soare, e creată de condiții. Nu, prima dată aud, dacă sincer, nu știu. Câți ani ai și ce înălțime ai? Am 23 de ani la moment, 24 împlinesc pe 1 mai. Apropo, fetele, ia că, uitați-vă, dacă n-ați știut, dacă căutați-vă un rimel perfect, vă sugerez, ia că, să procurați acesta de la Vivien Sabot, cabaret se numește, în genere de la linia asta de Vivien Sabot. Deci face niște gene pur și simplu extraordinare. Asta rimelul meu preferat. Eu am încercat mai multe. Am încercat și de alea scumpe și de alea medii. Ăsta este perfect și la preț și la calitate. Eu cred că nu există altul mai bun ca ăsta. Bine, depinde și ce genie aveți. La mine, de exemplu, am făcut acum alungirea extensiei genilor și după asta, la mine, eu român de obicei cheală la ochi, eu le scot cu tot cu genile mele. Asta e boala, cred că. Și ia că remelul ăsta ajută să scot puțin privirea în evidență, chiar și cu faptul că am rămas cu puține genii ale mele. Așa. Ești frumoasă, Ianușcă. Mulțumesc frumos! Ce drăguți sunteți! Dar cu Andrei mai vorbești? Nu, cu Andrei nu mai vorbim. Ai iubit? N-am iubit. Nici nu vreau să mă gândesc acum la asta, la iubit. E prea devreme să mă gândesc la relație sau ceva. Evident că am atenția de la persoane de genul masculin. Tot alegeam cuvinte care să aleg să fie mai frumos să sune, dar oricum. Nu mai sunt cu Andrei, gata cu farmacie. Nu, dacă ați observat, mai este link-ul la farmacie la mine, dacă vă interesează ceva, produsele lor, poftim, intrați, chiar îl mai folosesc, acest brand îmi place, apropo, destul de mult, pentru că iarăși am încercat mai multe branduri și farmacii m-au uimit la preț și la calitatea lor. Chiar îmi plac produsele lor. Eu folosesc de la dâns și mai mult produse cosmetice. Alte până ce n-am încercat, dar nici nu prea mă interesează acum la momentul actual. Asta. Astăzi o să fie light. Am făcut genele. Apropo, nu stau mult cu voi. Stau cât mă machiez și mai departe mă duc să-mi fac și părul și să mă îmbrac și poate ne mai vedem pe stories. Doamne, da. Deja am regretat că am ieșit așa la voi. Da, la noi e frig, la noi ninge. Ia că mi-a rămas și fond de tenuleac. Îți poți face laminarea de genii, Iana, arată bine laminarea. Nu, laminarea mea a trecut că... sprâncenii, am uitat să machiez sprâncenii. Laminarea am făcut, am o lună și ceva, mai mult de o lună când am făcut-o. Aproape 2 luni deja de când am făcut laminarea.
Și nu pot eu să fac singură mie. Maxim pot să fac sprincenie, pentru că eu n-am trecut curs de laminare. Unde să mă vopsim mai bine? Îți poți face laminare de genere? Ah, Alinuș, asta tu erai. Acum la mine au rămas doar resturile de alungirea, extensia genelor. Că laminarea mea, am băgat genie peste laminarea. Crezi că Andrei te-a iubit sau doar s-a prefăcut? Ce simți tu după lunile acestea împreună? Mm-hmm. Bună întrebare, dar probabil n-a să răspund acum pe ea. Că până ce subiectul acesta este sensibil și dureros pentru mine. Pentru că mă dați seama că am și eu o grămadă întrebări în capul meu în privință la asta și n-ai cum să știi până la urmă ce în sufletul lui om. Dar eu m-am învățat să analizez din acțiunile oamenilor și nu vreau să mă gândesc pentru el cum ar fi, dar din ceea ce am văzut, eu doar din faptele lui pot să fac anumite concluzii. Faci Only sau este știri falsă? Am cont pe Only, da. Dar nu fac asta în mod în care se face. Și în genere l-am promovat de două ori pe pagina mea aici și am decis să nu mai promovez, că nu sunt sigură că chiar vreau să mai postez poze în lingerie sau așa, sau o să vedem pe parcursul timpului. În orice caz, voi sunteți aici și oricum o să știți dacă o să fac sau nu. Doar că să fiți mai atenți, poate, la detalii când intri vreo noutate de asta. Pentru că, ceea ce se spune pe internet, pe YouTube, pe Facebook, ce scrie lumea, asta e una. Dar cele mai sigure informații, oricum, voi primiți aici, de la mine. Nu de acolo, de unde se vorbește și de unde lumea habar n-are ce vorbește. Da? Să ne înțelegem. Să înțelegem că Andrei a fost falsă în misiune. Nu, n-am zis așa ceva. Doar cei frustrați fac așa ceva. Vă las pe voi să faceți concluziile în privința la asta. Eu nu vreau să mă gândesc la asta. Vai! Cred că ești cea mai frumoasă femeie din lume. Nu, e imposibil așa ceva. Normal că nu. În genere, eu văd doar frumusețe în oameni și, după părerea mea, fiecare om este... Eu chiar nu mă consider frumoasă. Da, eu consider că fiecare femeie este frumoasă în felul ei. Am și eu plusurile mele, nu pot să zic că nu, da. Dar nu pot să zic că sunt frumoasă. Dar ador frumusețea. Tot ce e legat de frumusețe, femei frumoase, bărbați frumoși, tot lucruri frumoase. Asta este datorită zodiei mele, că eram născută sub zodia aceasta, care apreciază foarte mult tot ce este frumos. Cred că ați și văzut că dacă nu era Andrei frumos... Băi, ce sprâncenii negri mi-am făcut aici, acum vorbesc cu voi și nu văd nici cum mă machiez. Ne anunț când vii la TV. Nu știu dacă a să mai vin eu la TV, dacă sincer. Experiența asta de TV nu mi-a plăcut deloc. Și sincer, acum dacă a să mă întrebați dacă ar fi să mă repet această experiență, n-aș repeta-o, n-aș mai duce. Dar niciodată să nu spui niciodată. Pentru că lucrurile se schimb. N-ai de unde să știi cum, ce... Ăsta, filozofia acum s-a început. Da, n-ai de unde să știi ce drum o să ai pe parcursul vieții, așa că nu spun nimic, dar la momentul actual nu vreau nici să aud de TV. Și în genere toate... Poate într-o zi chiar o să-mi șterg Instagram. Bine, până acum n-am făcut pentru că îmi dau seama că sunt oameni care totuși
ne înțelegem bine și așa și stau și eu aici pentru oameni speciali. Așa, ce zodii potrivești? Cu ce zodii mă potrivesc? Bună întrebare! Cu care potrivesc, nu știu la sigur. Eu potrivesc cu zodiile astea care au coarne ca și mie, asta la sigur. Asta Capricorn, asta Berbeci, cu cine mai potrivesc. Cu Scorpionii noi avem pasiunea și atragerea asta, atracție. Avem, asta avem. Și cu Fecioara. Asta merge vorba aici și de fete și de bărbați, adică nu doar de bărbați. Iana, pe TikTok nu faci live? TikTok-ul meu! Doamne, deci așa mi-e ciudă că mi s-a blocat contul meu de pe TikTok și toate videourile mele care le aveam nu mai sunt, vă dați seama. Doamne, ce trist, sincer, mi-e trist de la asta pentru că, na... Cred că ați observat și voi că când erau și astea neînțelegeri între noi în cuplu, eu nu ștergeam videourile noastre cu Andrei pentru că chiar îmi plăceau și chiar erau frumoase și am vrut să le păstrez ca o amintire. Nu, și dacă că mă întrebați acum dacă aș avea TikTok, eu nu aș șterge videourile ale noastre pentru că erau frumoase. Pur și simplu mi-aș face altele deja singuric. Și mi-aș șters TikTok-ul, dar din cauza că am postat link-ul de pe OnlyFans. Da. Unde? Ia că vorbesc cu voi și nu văd nic. Sau asta de la țigara, asta nu văd nic. Nu știu. Ați transmis ceea ce n-a transmis nimeni din niciun sezon. Restul vă știți. Florentina, Cristina, mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte frumoase. Noi am trăit, cel puțin eu vorbesc de mine, acum nu pot să vorbesc de amândoi. Eu am trăit toate emoțiile acolo la maxim. Deci experiența asta care era la Mireasa este unică. Nu pot să zic că regret de ceva, nu regret, dar... Dar am trăit-o la maxim. Am suferit, am avut emoții frumoase.